Conform statisticilor, au fost peste 21.000 de apeluri false sau abuzive la 112 în doar 6 luni la nivelul întregii țări. În Argeș au fost înregistrate 996 de apeluri false. Drept urmare, au fost aplicate 788 de sancțiuni, din care 594 de amenzi în valoare de 940.000 de lei. Au existat și situații în care autoritățile au fost solicitate la cazuri hilare. Spre exemplu, pompierii, ambulanța și poliția au fost chemate la Ștefănești, Argeș, pentru un bărbat pe care vecinii nu îl mai văzuseră de câteva zile. Cu toate acestea, a apărut când l-au strigat polițiștii la poartă. Era în casă, beat. Nu puțin mic, sunt beat. Ești beat? Da. Păi și de ce nu răspund la telefon? O altă intervenție a avut loc într-un cartier din Pitești, la care pompierii s-au deplasat cu toate utilajele din dotare. Se întâmplă să avem și alerte care nu se confirmă din mai multe cauze. De la începutul anului până în prezent, pompierii argeșeni au avut în jur de 40 de situații cu alerte false. Este important pentru noi ca atunci când se sesizează un eveniment la numărul unic de urgență 112 să vă asigurați că ați făcut tot ce era necesar pentru a putea oferi cât mai multe detalii, astfel stabilind și dacă este o situație de urgență la care este nevoie de intervenția noastră. Pentru combaterea acestui fenomen, autoritățile au organizat campanii de conștientizare privind apelurile false, fiind vizați în special minorii.